Pasiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM. Mai e puțin până la începerea campaniei electorale, deci și până voi încheia seria de interviuri Verde în față, dar n-aș fi vrut cu niciun chip să ratez șansa de a sta de vorbă cu primarul orașului în care am trăit poate cei mai frumoși ani ai copilăriei și adolescenței mele, Slobozia. Aici am trăit iernile cele mai cumplite, în care crivățul mi-era tovarăș, dar și cele mai frumoase primăveri, colindând cu prietenii mei pe malul râului Ialomița. Cum s-a schimbat Slobozia? Cât de verde este ea astăzi? Aflăm de la domnul primar Dragoș Soare. Bună ziua și mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația mea. Rusmâinile, mulțumesc pentru invitație. Ne simțim onorați că putem avea contact cu un ziarist care a trăit în Slobozia și care cunoaște orașul. Eu iubesc foarte tare Slobozia, ca și orașul în care m-am născut, Turnu Măgurele. Sunt două locuri pe care mi le amintesc cu mare drag și care erau frumoase pentru mine la momentul acela și să știți că foarte verzi. Și vreau să vă întreb, mai e soarele la aprig în Slobozia, soarele de bărăgan? Mai este soarele de bărăgan, într-adevăr. Noi încercăm să-l domolim, ca să spun așa, deși pe mine mă cheamă soare. Dar de unde știți că m-am gândit eu fix la cuvântul ăsta și să vă întreb cum l-ați domolit? Încercăm să-l domolim. Efectele pe care le poate genera expunerea la razele soarelui pentru vegetație, pentru populație, pentru un oraș care nu are parte de verde, sunt nocive efectele. Noi încercăm și avem un proiect și un plan foarte bine pus la punct de înverzire, reînverzire a orașului, în adevăratul sens al cuvântului, și lucrăm de 3 ani și jumătate la acest proiect. Okay. Și probabil vom lucra și încă 4. Vă dați seama, că mi-am accesat toate cunoștințele din Slobozia și da? I-am întrebat cum mai arată orașul, recunosc că n-am mai fost acolo de vreo 10 ani și să știți că mi-au spus că în centrul orașului, acolo unde prin anii 80, adică pe vremea mea, ne dădeam întâlnire la fântâni și unde existau stejari, existau brazi, existau plante, mulți copaci, acum este o mare întindere de beton. Și atunci vă întreb, credeți că vara, când acolo se ating 60 de grade Celsius în aer, betonul acela e mai mult verde sau mai mult gri pentru oamenii din Slobozia? În momentul de față, betonul acela este într-adevăr gri, dar acest proiect de betonare a centrului este un proiect un pic din trecutul, nu foarte îndepărtat. Eu am preluat mandatul în 2020. Este pentru prima dată când se schimbă culoarea administrației sau celor care conduc administrația. Nu facem politică. Locală. Erați consilier local. Erați consilier local atunci când s-a decis fost asta. Nu erați? Nu. N-am fost niciodată consilier local. Am fost o singură dată consilier județean, 2016-2020. Eu sunt om de afaceri la bază. Într-adevăr, proiectul de reașezare a centrului orașului a fost un proiect ratat. În momentul de față, noi suntem în proces de modernizare a spațiilor verzi din centrul orașului și undeva în toamnă vom planta arbori maturi cu costuri mai mari, evident, arbori maturi care vor compensa această suprafață de beton și de spațiu neverde, ca să spun. Și ca să compensați și stejarii bătrâni pe care au fost tăiați acolo? Stejarii bătrâni, din păcate, stejarii bătrânii nu o să-i poată compensa nimeni. E greu, e foarte greu. Dar de ce au fost tăiați? Pentru că cei care au fost pe acest scaun pe care îl ocup eu nu au gândit. Bun, dar acolo în centru, unde acum, repet, nu mai este niciun arbore, nimic, nu se poate, până când veți planta încă, nu știu, câți zeci de mii de arbori, nu se poate găsi o soluție. Adică știți că foarte mulți oameni care eu am discutat și mi-au spus, orașul Slobozia este un oraș trist și urât. Și a fost.
Nu, mie, nu, acum, despre acum se vorbește. Adică în loc să puneți beton sau ca în ăștia 4 ani cât ați fost în acest mandat, nu se găsea o soluție să puneți, arbori în ghivece sau altceva care să aducă haideți un pic de răcoare acolo și frumusețe. Haideți să vă spun ce am făcut noi. În primul rând, în momentul în care am ajuns pe scaunul de primar, am constatat că în Piața Revoluției, că așa se numește acest centru, toate spațiile verzi, respectiv spațiile gazonate, cu gazon rulou, de tip rulou, deci bani cheltuiți pe gazon de tip rulou, n-aveau irigații. Dacă vă puteți da seama, cam despre asta discutăm. Cam atât creier au avut cei dinainte. Au pus rulouri fără să aibă irigații. Domnul și am instalat sistem de irigații. Am înțeles. Știu că poate dumneavoastră nu trebuie să fiți tras la răspundere, dar știți cum e că, din păcate, atunci când preluați un mandat, trebuie să răspundeți și tuturor întrebărilor. Slobozia este și orașul, unicul oraș din lumea asta, cred, care are o parcare subterană fără acces. Fără intrare. Auto. Corect. Adică, da. Dați-mi o speranță, vă rog. Spuneți-mi ce se va întâmpla cu parcarea aia care a luat din banii oamenilor, care și acum plătește. Oamenii din Slobozia plătesc pentru creditele făcute din cauza acestei parcări, care nu-i folosită de atâția ani și care pune în pericol poate și siguranța oamenilor. Adică dați-mi o speranță că vă dau o speranță. Când vom avea 200 de miliarde, când vom avea 200 de miliarde sau 20 de milioane de lei noi, vom putea finaliza și parcarea. Asta dar este cine speranța. Plătește, domnule primar, cine plătește pentru tot betonul ăla, pentru sănătatea oamenilor, pentru că asta înseamnă îmbolnăvire. Știți foarte bine, da? În momentul în care nu mai ai un aer curat, când temperaturile cresc în mijlocul Bărăganului, suntem acolo, la niște valori incredibile, când faci o parcare care pune în pericol siguranța oamenilor, care iau din banii oamenilor, și cine plătește? Adică cine a plătit până acum pentru toate astea? Comunitatea. De fiecare dată plătește comunitatea când își alege un administrator sau un primar care nu are pricepere. Și asta ce veți face cu această parcare? Ce voi face cu această parcare? Evident că va fi finalizată, dar avem priorități altele decât parcarea subterană, care are 90 de locuri. Noi pe sume foarte, foarte mici am făcut sute de locuri de parcare. Nu cred că ce am investit noi până acum se ridică la 10% din cât s-a investit în parcarea subterană și am făcut sute de locuri de parcare. Plătește comunitatea, a plătit comunitatea, iar ce vom face cu ea va fi să o finalizăm în intervalul de timp în care vom găsi finanțare pentru această chestiune. Până atunci mai stăm. Acceptăm situația, nu, acceptăm situația. Pentru că dacă am ales prost în viață, suportăm și consecințele. Bun, și este atunci un principiu universal valabil. Bun, atunci asta încerc și eu să-i fac pe oameni să înțeleagă cum să aleagă, ce să întrebe primarii. Și aș vrea o întrebare cu un răspuns, dacă aveți clar. Care este indicele de să ne întoarcem la spațiu verde și la mediu. Care este indicele de spațiu verde pe cap de locuitor în Slobozia? Nu vă pot spune. Noi în momentul de față nu vă dau date. Nu sunt omul datelor. Eu sunt omul faptelor. În momentul de față, Slobozia are transformate spații verzi care erau teoretic în documente spații verzi, ele erau nefuncționale. Dacă vorbim despre ce înseamnă impactul deșertificării în oraș, care sunt ați care plantat sunt mai mult decât ați tăiat copaci în ăștia 4 ani? Nu, am plantat de 100 de ori mai mult. Am plantat 12 hectare de perdele de protecție în jurul orașului, fix în zona de nord, de acolo de unde bate Crivățul, și am plantat peste 2000, numai anul acesta, în primăvara asta, peste 2000 de arbori. Nu pot să am mă abțin, pierdut. N-am cum să mă abțin, să nu vă spun, că în Parcul Mare, acolo unde mi-am petrecut multe povești frumoase, și care era plin de copaci mari, de arbori seculari, exista un foișor acolo minunat.
Acum există, în mijlocul acestui parc este o biserică, o catedrală, iar parcul arată jalnic. Parcul arată jalnic? Da. Da. Haideți să vă explic. Frumos n-arată. Păi nu arată frumos pentru că nu s-au făcut niciun fel de investiții. Păi, asta investițiile într-un parc înseamnă câteva milioane de euro. O reamenajare generală a parcului. Parcul are o vegetație extrem de bogată, are un sistem de irigații care a fost făcut acum 10-15 ani, nefuncțional, evident. Noi așteptăm nou program operațional regional, prin care vom accesa cel puțin 3-4 milioane de euro doar pentru Parcul Tineretului, cel mai mare parc din Slobozia. Vrem spații verzi funcționale. Spațiu verde funcțional înseamnă arbore, peluză, irigații, întreținere și așa mai departe. O peluză, un gazon, dacă cunoașteți Bulevardul Unirii, nu e greu deloc. Eu știu că e greu, dar pentru mine orașul Slobozia era orașul trandafirilor. Eu așa mi-aduc aminte acest oraș. Mirosea în tot orașul a trandafiri. De la trandafiri li se trage, se trag toate aceste neajunsuri în oraș. De la orașul trandafiri. Dar ce vină au ei? De ce? Păi nu. Păi știți povestea cu trandafirii? Nu, eu știu că lucrurile se pot mai face mult mai bine și, din păcate, nu mai am atât de mult timp la dispoziție. Da. Sper ca discuția noastră să vă ajute să aveți o viziune poate mai verde în următorul mandat. Noi avem o viziune, eu o să vă fac un live după ce terminăm emisiunea și o să vă arăt cam cum arată orașul înainte și după. Înainte și după ce? Și dumneavoastră vă convingeți. Înainte și după ce? Înainte de 2020 și după 2020. Eu nu cred că aveți cum să mă convingeți, dar eu mi-aduc aminte că dumneavoastră ați declarat atunci când candidați că vreți să, ca o Slobozia să arate ca Oradea. Sau dacă la Oradea se poate, eu am fost la Oradea în vara trecută și am văzut cum arată și vreau să vă întreb așa la final, credeți că Slobozia seamănă cât de cât cu Oradea în momentul ăsta? Păi nu, dar haideți să fim un pic, corect. Păi nu, eu am promis. În cât timp a arătat Oradea și câte sute de milioane de euro a atras Oradea? Vă pun și eu o întrebare. Păi da, de ce mă întrebați pe mine? Că eu știu că câte fonduri au atras și de la Oradea și de când, un primar continuă ceea ce a făcut predecesorul lui. Corect. Adică există acolo o cultură și o altă viziune despre ce trebuie să faci pentru comunitate și nu mi-aduc aminte ca cineva să fi dat vina pe primarul anterior. Și chiar dacă celălalt a făcut o greșeală, cumva în 4 ani poți totuși cât de cât să ameliorezi lucrurile. Știu însă și nu vreau să închei până nu spun că există și lucruri bune în Slobozia, că există transport verde, că ați făcut piste de biciclete, că se face managementul deșeurilor. Sunt și alte probleme, deci s-au făcut și lucruri bune și n-aș vrea să rămânem cu ideea că nu s-a întâmplat nimic bun din perspectiva mediului, dar îmi doresc foarte mult și poate în mod special pentru acest oraș ca în mandatul viitor să vă orientați și să vă puneți atenția pe ce înseamnă mediu, pentru că pentru un oraș care se află în mijlocul Bărăganului e prioritar, pentru că asta înseamnă sănătatea oamenilor și pentru asta sunteți acolo. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă urez succes, să vă fie mai greu puțin de acum înainte, pentru că de obicei presa nu se uită la orașele mici, dar eu vă promit că o să rămân atentă pe ce se întâmplă acolo, cel puțin din perspectiva mediului. Eu o să rămân consecvent ideii de a vă trimite imagini cu înainte și după și trageți dumneavoastră concluziile. Bine. Vă mulțumesc tare mult, domnule primar. Să rămână. Soare să rămână. Fie. Numai bine. Doamne ajută să fie. Cu Mona Nicolici la Europa FM.